Hai, Guzman. Suspectul a fost adus în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Acesta s-a căsătorit săptămâna trecută și a preluat numele soției. Tânăra susține că bărbatul său nu ar avea nicio legătură cu dispozitivul exploziv. Femeia spune că soțul său a fost reținut la Timișoara și se pregăteau să plece din țară pentru un consult medical în Franța. Păi ce, suntem în Afganistan să facem bombe? Pentru ce l-au luat polițiștii? Pur și simplu degeaba, că din 9 persoane care au fost anchetate, de la declarații s-a spus că el este suspect. Că rucsacul îi aparține și ce era în rucsacul ăla. Nu știu ce era în rucsac. Dar el ți-a spus că ar avea probleme? Nu, nici nu avea dușman pe nimeni. Cine ar umbla cu bombe aia în România? Unde că n-am suntem? Mai auzit în viața mea până acum. Aștia nu-s normal la cap. Acuză omul degeaba. Suspectul este recidivist și are mai multe condamnări penale pentru infracțiuni ca fur calificat și accident cu autoturismul pe care îl conducea fără permis. Bărbatul avea condamnări și în afara țării. Procurorii cer acum din nou reținerea sa. Urmează să stabilească de unde l-a procurat, situația în care e posibilă implicarea și altor persoane. Infracțiunea este prevăzută de articolul 346, alineatul 1 și 3 cod penal. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 12 ani de închisoare, deoarece încărcătura deținută era extrem de periculoasă.